Locatarii blocului 7 din Câmpul Lung au sesizat autoritățile că pe scara imobilului se simte un miros puternic de gaze. Apartamentul aparține unui bărbat din Pitești care nu se afla în locuință la momentul respectiv. Pompierii au intrat în apartament și au oprit gazele. 10 de locatari, între care și o persoană cu handicap locomotor, au fost evacuați din cauza mirosului puternic de gaze. La ora 9, astăzi de dimineață, a început să miroase puternic a gaz pe scară. După care a venit, am anunțat băieții de la gaz, au venit, au oprit generalul de la conducta de gaz, dar se pare că e de la o butelie. Am sunat la 112, a venit. S-a rezolvat cu butelia? Momentan nu, vor să intre băieții la pompieri să vadă pe geam acolo, să intre pe apartament să vadă ce s-a întâmplat acolo. Lasă-l alea, că mai stai două minute. Mai stai un minute. Am sosit la locul intervenției, am constatat că ieșeau, erau scăpări de gaze pe la etajul 2, la un apartament. Au fost oprite gazele de către domnii de la District Gaz. Noi am acționat pe partea exterioară a blocului cu o scară culisabilă, am pătruns în interiorul apartamentului. S-a constatat că avea deschis aragazul alimentat de la o butelie, deci nu era racordat la rețeaua de gaze a blocului. Pericol de explozie, bineînțeles că a fost. Am oprit toate sursele de alimentare cu curent. A fost evacuat 22 de persoane plus o persoană cu handicap. Din fericire, nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale. La fața locului a intervenit și o echipă de la firma de gaze, potrivit ISO Argeș. Nu mai există pericol de explozie.